acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Ne pregătim așadar de partida dintre Farul și Botoșani, ultima etapă a turului în sezonul regulat. Două echipe care nu traversează nici de cum o formă bună, ba dimpotrivă, mai ales dacă ținem cont totuși că Farul este deținătoarea titlului, foarte puțin probabil spre imposibil ca Farul să repete performanța din sezonul precedent. Duso. Budescu, Artean, Duso, Boli, Larie, iată-l pe Budescu și... Aici Budescu îl pierde pe drum pe adversar și aici Ducan respinge. E imposibil să poată veni cineva să șuteze și doar în coreloare Artean a fost offside. Zupine s-a dus bine nu la Artean. Foarte bună semnalizare, faza nici nu e grea până la urmă. E adevărat că noi spunem că nu e grea văzând stop cadrul ăsta perfect la secundă pe care se vorbește în presă că ar fi încercat să fie intenționat. Oh, ce frumos scoate mingea asta. Asta și a fost un motiv pentru care a reușit să ajungă. Era și acolo. Spectaculoasă intervenția așa după cum s-a arcuit el. De oameni care încearcă să păcălească. Budescu. Ce spațiu mare acolo pe partea lui Mihai Popescu. Să vedem ce variante au, ce resurse au. E ocazie mare, scoate. Iată faza. Aceasta este faza, aici nu se mai pune problema de vreun offside. Ce ocazie ratează Pius, este fundașul central al echipei Moldave. S-a ferit acolo Larie. Pauză, desigur, revenim cu repriza a doua, care se anunță interesantă, rămâneți alături de noi. Asta din prima pentru Budescu, are timp să se uite, Budescu se întoarce, se oprește, scoate mingea care se duce în poartă, cred că e offside la Budescu. Ocaziile din astfel de poziții apar măricel, dar faza se lasă pentru că avem VAR. Pe parcursul pauzei ni s-au oferit imagini și cu grafica de la faza. Păi au ieșit pașii, are timp, se oprește. Scoate mingea asta și vine șutul din nou Ducan! Se înmulțesc intervențiile bune, spectaculoase și acum 2 ani chiar. Încă o lovitură de la colț. Și în sfârșit, or fi spunând jucătorii Farului, Artean, aici cred că nu mai e nimic de discutat. E de discutat un singur lucru. Dacă Pius lăsa mingea asta în afara terenului, n-ar fi fost corner. Deci era linia de fund a terenului, era la un metru în spatele lui. El a dat un corner. Asta cu siguranță îi reproșează și Ducan. Nu vine nimeni la Artean, sunt cu toți în propria suprafață de pedeapsă. Atâtea cornere a ieșit, dintr-unul a ieșit, cred că e al 10-lea, nu, 10 cornere. Coautor la acest gol. Pentru Budescu, dă la poartă Budescu, dar acolo este Ducan. Are noroc aici. Este David și acolo Luis Munteanu. Asta e faza din care dai gol. Ce faci? David a intrat nepregătit, probabil neîncălzit, pierde mingea. Cum necum a sărit la el mingea asta de la Boli. Linga. Acolo sunt doi oameni. Acolo poate fi pericol. Poate fi pericol. Vine șutul în bară. Bara lui Florescu. Faza nu s-a încheiat. Dragu. Continuă acțiunea cu Cioiu. Încă un șut la poartă, deviat și va fi lovitură de la colț. Dar ce șut! Farul cu toată echipa în propria. Gol! Dican egalează minutul 89. Fază fixă, două goluri din corner.
cum a înțepat mingea asta Dican. E meritul lui Dican. Ăsta e meritul lui Dican. Ăsta este meritul lui Dican. Nici n-a văzut-o, nici n-a avut timp să reacționeze portarul. Nu știu dacă e ceva antrenat.